și al avansului dolarului față de leu. România s-a situat anul trecut pe locul 9 în topul celor mai importanți producători de bere din Uniunea Europeană, cu o producție de 1,8 miliarde de litri, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică Eurostat. De 1,3 miliarde de litri, respectiv 21% din producția totală a UE, Germania a fost principalul producător european în 2018. În Uniunea Europeană a fost produsă anul trecut o cantitate de peste 39 de miliarde de litri de bere conținând alcool, la care se adaugă peste 1 miliard de litri de bere fără alcool.